Salutare și bine ai venit pe canalul MD Fotografii. Dacă ești fotograf, cameraman, pasionat de lumea cinematografică, creator de conținut, iubitor al vacanțelor și nu numai, ai pus în focus canalul potrivit pentru tine. Numele meu este Cătălin, iar dacă vrei să fii la curent cu ultimele noutăți din lumea foto-video, detalii tehnice ale noilor echipamente, obiective, stabilizatoare și multe, multe altele, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe. Dorim pe această cale să mulțumim întregii echipe F64 pentru susținere și pentru încrederea acordată acestui proiect. În ultimii ani, aparatele foto mirrorless au devenit o opțiune din ce în ce mai populară pentru fotografi și videografi, iar Nikon a făcut intrarea în această piață cu seria Z. Această serie aduce în prim plan tehnologii noi și caracteristici inovatoare care ne permit să obținem imagini și videoclipuri de înaltă calitate într-un format mai compact și mai ușor de manevrat decât aparatele foto DSLR tradiționale. Nikon a intrat pe piața aparatelor mirrorless în septembrie 2018 cu lansarea seriei Z, marcând o schimbare majoră în strategia companiei și a adus în prim plan tehnologii și caracteristici inovatoare. Evoluția companiei pe piața mirrorless a început cu dezvoltarea sistemului pe montura Z, ce a fost conceput pentru a oferi performanțe mai bune decât pe montura F, aceasta fiind utilizate pe camerele DSLR tradiționale ale companiei. Prima cameră mirrorless Nikon cu montură Z a fost modelul Z6, fiind lansat în septembrie 2018. Acest model a venit cu un senzor full frame CMOS de 24.5 megapixeli și un procesor de imagine XPIT6, fiind proiectat pentru a oferi fotografilor și videografilor performanțe superioare într-un format mai compact. În noiembrie 2019, Nikon a lansat modelul Z50, prima sa cameră mirrorless cu un sistem crop în format DX și montură Z. Acest model a fost conceput pentru a fi mai mic și mai ușor decât modelele full frame, dar a păstrat multe din caracteristicile cheie ale seriei Z. În februarie 2020, Nikon a anunțat dezvoltarea a noi modele de camere mirrorless Z6II și Z7II. Aceste modele au îmbunătățit performanțele deja impresionante ale predecesorilor lor, cu o focalizare automată mai rapidă și mai precisă, cu o capacitate de buffer mai mare pentru fotografia continuă. Dar despre acestea vom discuta și le vom analiza mai detaliat în clipurile următoare. În acest video vom vorbi detaliat despre modelul Nikon Z5 și despre obiectivele Nikon 35mm, 50mm și 24-50 cu diafragmă variabilă de 4 și 6,3. Să începem cu început. În luna iunie 2020, Nikon a lansat modelul Z5, o cameră mirrorless full frame mai accesibilă și cu caracteristici mai limitate decât modelele de top ale seriei Z. Acest model a fost conceput pentru a fi un punct de intrare în gama de camere mirrorless full frame Nikon. Dezvoltarea camerei Nikon Z5 a fost în esență o evoluție naturală a seriei Z. Așadar, cum îmi dădeam mintea peste cap unde să testez acest aparat, pentru că aveam nevoie de o locație plină de culori și cu multă mișcare pentru a valida cele spuse de producător, cum că aparatul captează culori fabuloase, iar pentru sport sau subiecte aflate în mișcare, camera este ideală, m-am uitat zâmbind la al meu copilaș, l-am îmbrăcat cu o geacă de vară și am plecat, unde credeți? Într-un loc de joacă pentru copii. Această cameră a fost dezvoltată ca o versiune mai accesibilă a modelului Z6, păstrând mai multe din caracteristicile cheie ale acestuia, dar eliminând câteva funcții premium pentru a reduce costurile de producție și a face camera mai accesibilă. Cu toate acestea, Nikon Z5 incorporează tehnologie de ultimă generație, inclusiv un senzor CMOS full frame de 24.3 megapixeli, un procesor de imagine XPIT 6 și sistemul de focalizare automată hibridă cu detectarea feței și a contrastului. Senzorul de pe Nikon Z5 oferă un interval ISO standard de la 100 până la 51.200, extensibil de la 50 la 102.400, ceea ce înseamnă că poate fi folosit în diverse condiții de iluminare, inclusiv în situații de lumină scăzută. Calitatea imaginii este foarte bună în întregul interval ISO, cu o performanță excelentă la ISO-uri mai mici, cu o reducere a zgomotului la ISO mai mari. De asemenea, senzorul Nikon Z5 vine cu un sistem de stabilizare a imaginii pe 5 axe, care ajută la reducerea vibrațiilor camerei și obținerea unor imagini clare, fără mișcări nedorite. Acest sistem de stabilizare a imaginii poate fi utilizat de orice obiectiv din seria Z, dar și acele obiective din seria F, prin intermediul unui adaptor opțional. De asemenea, senzorul este capabil să capteze culori bogate și vibrante, cu acuratețe excelentă și un control foarte bun al balansului ideal. Un alt aspect pozitiv al senzorului de pe Z5 este viteza de citire rapidă, care permite fotografierea continuă la o rată de 4,5 cadre pe secundă și înregistrarea videoclipului 4K la 30 de cadre pe secundă sau Full HD la 60 de cadre pe secundă. Aparatul are o formă ergonomică care se mulează perfect pe mână, cu un grip bine conturat și un buton de declanșare foarte precis. Toate butoanele și comutatoarele sunt amplasate într-un mod intuitiv și ușor de accesat, oferind experiență de utilizare plăcută și eficientă.
Ecranul tactil rabatabil de 3,2 inch este foarte util în fotografierea unghiilor dificile, răspunzând foarte bine la atingere și afișând culorile într-un mod realist și precis. Aparatul are de asemenea un vizor electronic de înaltă calitate cu o rezoluție de 3,69 de milioane de pixeli, oferind o imagine clară și detaliată a subiectului. Nikon Z5 este un aparat foarte compact și portabil, cu o greutate de 675 de grame, ce îl face ușor de transportat într-un rucsac sau o geantă mică, fiind perfect pentru fotografiile de eveniment sau cele de călătorie. Să vorbim puțin despre sistemul de focalizare al aparatului. În primul rând, sistemul de detectare al subiectului are 105 puncte, ce acoperă aproximativ 90% din suprafața senzorului de imagine. Acest lucru înseamnă că poate detecta rapid subiectul și poate urmări cu ușurință chiar și atunci când el se află în mișcare la o viteză mare. Un alt avantaj al sistemului de focalizare al lui Nikon Z5 este că deține capacitatea de a detecta ochii subiectului și să oferă o focalizare precisă pe aceștia. Această caracteristică este deosebit de utilă pentru fotografia de portrete, unde ochii subiectului trebuie să fie clar și precis focalizați. Sistemul de focalizare al lui Nikon Z5 este în general rapid și precis, ceea ce îl face potrivit pentru o gamă largă de situații fotografice. Cu toate acestea, este important să menționăm că performanța sistemului de focalizare poate fi afectată de condițiile de iluminare și de tipul obiectivului utilizat. În general, utilizatorii ar trebui să aibă în vedere aceste aspecte și să-și ajusteze setările de focalizare în consecință. Nikon Z5 este un aparat foto ce oferă o serie de opțiuni și de conectivitate pentru transferul de date, controlul wireless și partajarea fotografiilor sau videoclipurilor. În primul rând, Nikon Z5 este echipat cu Wi-Fi și Bluetooth, care permit să conecteze aparatul foto la dispozitivele mobile, cum ar fi smartphone-uri sau tablete, iar acest lucru făcând posibil transferul de fotografii și videoclipuri în mod wireless. Acest aspect este deosebit de util pentru cei care doresc să partajeze rapid și ușor fotografiile lor pe rețelele de socializare sau să le păstreze într-un serviciu de stocare online. De asemenea, Nikon Z5 este compatibil cu aplicația SnapBridge, care permite utilizatorilor să controleze aparatul foto de pe un dispozitiv mobil și să vizualizeze fotografiile în timp real. Acest lucru permite utilizatorilor să poată ajusta setările aparatului foto, cum ar fi diafragma, timpul de expunere și ISO, iar rezultatele să poată fi vizualizate imediat pe ecranul dispozitivului mobil. Ca să nu lungim foarte mult acest video, vom discuta rapid și despre cele trei obiective accesibile ca și preț, care pe mine personal m-au lăsat profund impresionat. Vom începe așadar cu obiectivul Nikkor Z35S cu diafragmă de 1.8. În ceea ce privește designul obiectivului, are o construcție robustă și compactă, cu o greutate redusă, ceea ce îl face ușor de transportat și de utilizat într-o varietate de situații. Performanța obiectivului este impresionantă, oferind o calitate de imagine excepțională, cu o claritate și o precizie a detaliilor deosebite. Diafragma largă de 1.8 permite o profunzime de câmp redusă, ceea ce face ca subiectul să fie izolat de fundal și să obțină un efect de bokeh atractiv. Obiectivul este echipat cu motor de focalizare rapid, făcându-l potrivit pentru fotografierea subiectelor în mișcare. În plus, tehnologia antireflexe Nano Crystal Coat reduce efectul de ghost și a reflexurilor neplăcute. Vom trece acum la următorul obiectiv, și anume Nikkor Z50mm f1.8. Aici lucrurile sunt asemănătoare, singurele aspecte observate de mine ce îl diferențiază puțin de precedentul sunt claritatea excepțională a detaliilor, contrastul ridicat și acel efect de vinietă mult mai redus, acesta fiind montat foarte aproape de senzor. Pe scurt, Nikkor Z50mm este potrivit pentru portrete, fotografierea de produse și peisaje, iar Nikkor Z35mm este potrivit pentru fotografierea de peisaje, străzi și evenimente. Bineînțeles, aceasta nu este o regulă fixă de care să se țină cu strictețe cont. În încheiere vom discuta despre obiectivul Kit 24-50 cu diafragmă variabilă de f4 cu 6.3. Designul obiectivului este compact și ușor, făcându-l ideal pentru călătorii și fotografia de teren. Obiectivul are o diafragmă maximă de f4 la 24 mm și 6.3 la 50 mm, ceea ce poate fi un dezavantaj pentru fotografierea în condiții de lumină redusă, dar poate fi compensat prin creșterea sensibilității ISO a aparatului foto. Diafragma este formată din 7 lamele rotunde, oferind un efect de bokeh frumos și atractiv în imagine. Obiectivul are o construcție optică avansată, care include 3 elemente asferice și un element extra load dispersion, asigurând o calitate de imagine excelentă. Obiectivul are de asemenea un strat de acoperire de tip Nano Crystal și un strat de acoperire Super Integrated Coating, pentru a reduce reflexiile și pentru a produce imagini clare și detaliate. Cam atât pentru astăzi, acesta a fost review-ul nostru pentru cele 3 obiective și pentru fabulosul Nikon Z5. Pentru a achiziționa aceste produse, accesați www.f64.ro sau intrați direct pe link-urile din descriere. Nu uitați să cercetați și ofertele noastre pe site-ul www.mdphotography.ro și nu în ultimul rând, nu uitați de like, de share și de butonul de subscribe. Pentru cei ce vor să-și dezvolte abilitățile sau să obțină certificat acreditat în domeniu, atunci cursurile de fotografie F64
64 sunt perfecte pentru tine. Cu experți în domeniu și o metodă de predare interactivă, vei învăța cele mai bune tehnici și strategii pentru a realiza fotografii de înaltă calitate. Accesează academia.f64.ro și alege cursul potrivit pentru tine. În rubrica de comentarii ne puteți spune la ce anume ați dori să facem review. Mulțumim întregi echipe F64 pentru susținere și vouă pentru că ne-ați fost alături. Până săptămâna viitoare, să auzim numai de bine, lumină excelentă, baftă!